Vițimei revin cu mare bucurie aici în prezența prietenilor și audienței noastre, atât cu acest cuvânt pe care îl voi aduce, cât și cu rugăciunea mea ca Bunul Dumnezeu să ne dea călăuzirea Duhului Său Sfânt, atât în predare, cât și în primirea acestui cuvânt. Aș începe prin a vă spune că am această mare bucurie în suflet totdeauna când e vorba de Cuvântul Lui Dumnezeu, numai că în această împrejurare o să ne ocupăm de un cuvânt urât. O să ne ocupăm de un cuvânt urât. Dar aș vrea să nu, și să nu întristăm nicio inimă, de fapt. Boala este urâtă. Și de cele mai multe ori, pentru a neferi de boală sau cel mai bun medicament preventiv uh, cu privire la o anumită boală uh, a fost înțelegerea urățeniei acestei boli. Este atât de urâtă încât mă voi feri de ea. Uh, cineva mi-a descris care sunt efectele diabetului, cum îți pierzi vederea, cum îți stai picioarele, cum ea. Este, este o boală cumplită, urâtă. Un om trebuie să stea departe tocmai pentru că este astfel at atât de urâtă și Dumnezeu însuși nu s-a dat înapoi de, ne, de, a ne ajuta să înțelegem uh, urăciunea urâtului, urățenia lui, tocmai ca să nu putem fi înșelați de sclipirile acestea aparente, uh, care, cum a făcut diavolul să treacă prinaintea ochilor Mântuitorului nostru, toată strălucirea împărăției lumilor acestora, dar strălucirea doar uh, partea urâtă ascunsă cu grijă de aceste sclipiri sau sclipiciuri mai degrabă spus. Astăzi vom învăța uh, uh, un cuvânt, cuvântul târât. Când spui acest cuvânt târât, bineînțeles că exprim violență, urățenie și tot ce este legat de acest târât este ceva împotriva voinței uh, este aplicat uneori, devine substantiv, feminin, masculin. Este un cuvânt greu acesta. De ce îl învățăm totuși? Târât. Îl învățăm ca să nu cădem în acest cuvânt. Totdeauna când spunem acest cuvânt referitor la oameni, în general, ne referim la anumite forme de imoralitate, când cineva devine târât din loc în loc sau din mână în mână și așa mai departe. E un cuvânt grav acesta, este un cuvânt grav, dar nu mai puțin real. Însă, Sfânta Scriptură spune: Nu vă limitați doar la aspectele moralității sau imoralității legate de cuvântul ăsta, pentru că el merge mult mai departe. Când auzim despre cineva în domeniul sexual sau în domeniul moral că este. Târâți sau așa, ne strângem și ne dăm înapoi. Însă, puțin ne dăm seama că există forme de a fi târât, de a ajunge târâtură de un alt ordin. Și uh, nimeni n-ar vrea să-și vadă copiii lui târâți în anumite situații niciodată, cu atât mai puțin Tatăl nostru Ceresc, dacă voi care sunteți răi, n-ați vrea să vedeți pe copiii voștri târâți în niște situații de, de, de nedescris, cu cât mai puțin sau din, dincolo de orice fel de umbra a gândirii noastre, Tatăl vostru Ceresc ar, ar u u vedea așa ceva. De aceea învățăm acest uh, cuvânt împreună. Și, iubiții mei, învățăm aceasta ca să nu ajungem acolo. Am uh, învățat împreună cu biserica faptul că există un fel de tratament preventiv. Uh, Pavel spune, uh, am, a venit țepușul ăsta în viața mea ca să mă pălmuiască, să nu mă îngânf. Dar nu să îngânfase omul, Înțeleg să mă pălmuiești dacă am făcut ceva, dar nu, el, el era pălmuit preventiv. Vă spun, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta este prima linie a scripturii, este prevenirea. Preventiv. Ți-am spus să nu se ajungă aici. Iertarea lui Dumnezeu este minunată, mântuirea este minunată, dar planul lui Dumnezeu nu a fost pentru crearea situației în care să fie nevoie de iertare, de vindecare, de mântuire, ci să nu ajunge acolo. Vă scriu să nu ajungeți acolo. Acum, dacă cineva a ajuns în această situație, nu-ți pierde speranța. Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi se încheie glorios, aș spune, pentru, cel puțin pentru sufletul meu. Într-o paranteză vreau să spun să fiu iertat dacă sunt entuziasmat, dacă sunt Prins de cuvântul acesta, care poate pentru cineva nu înseamnă nimic. Iertați-mi această. Această aprindere a sufletului, în dreptul acestui lucru. Gândesc și cred că toți cei care vor primi și vor asculta uh, cuvântul și pe acesta în mod uh, particular, uh, se vor uita înapoi cu bucurie la momentul când au ascultat o astfel de predică sau un astfel de cuvânt și, așa cum îmi spunea o mamă, zilele trecute, uh, zice, când am fost la intersecția aceea și mi-ați spus cuvântul acela. Acolo s-a schimbat. Direcția vieții mele Este copleșitor literalmente Să vezi câtă putere este în cuvântul lui Dumnezeu Pentru a schimba destinele oamenilor Și aceasta mi este rugăciunea Pentru audiența noastră iubită Haideți să mergem în, în 2 Cronici Capitolul 22 și versetul 2 Deci 2 Cronici 22 2. Este, este ușor de ținut Și aici întâlnim pe regele Ahazia Deci învățăm ce înseamnă A fi târât Vă rog să urmăriți lucrul acesta nu ne vom ocupa cu lucrarea aceasta demonică în sine, a fi târât. Aceasta nu e... Dumnezeu nu, târă pe, nu târăște pe nimeni, să nu târă pe nimeni și... Uh, dacă cineva este târât, este târât de rău, nu de Dumnezeu. Dumnezeu ne atrage cu funii de dragoste. Este cu totul altceva și este un blând, care vorbește la inimă și e diferență mare. Dincolo de aceasta se întâmplă alte lucruri. Ahazia, acest rege, avea 42 de ani, a ajuns împărat, a domnit un an la Ierusalim. De la 42 de ani, pe, el avea posibilitatea să domnească 40 de ani, așa cum a fost. Cazul lui David, Ștefan cea mare, alții care au, care au avut lungi domnii, vreau să spun. Dar tânăr și în putere omul acesta a domnit un singur an. Și a fost un an catastrofal, o nenorocire de neimaginat pentru mii și mii de oameni. Și vom urmări de unde a venit nenorocirea acestui om ca să învățăm să nu ajungem vreodată pe poteca aceea în viața noastră. Mama lui se numea Atalia, fata lui Omri, a fost un alt rege nelegiuit. El, acest Ahazia, a umblat în căile casei lui Ahab. Ahab este simbolul răutății și decăderii și urii împotriva lui Dumnezeu. Biblia spune despre acest Ahab, nu a fost nimeni care să se fi vândut în felul în care s-a vândut omul acesta ca să facă ce este rău împotriva lui Dumnezeu. Nimeni nu ajunge să facă rău și aici este cheia de care ne ocupăm astăzi. Nimeni nu ajunge să facă rău dacă nu se vinde să facă rău. Uitați-vă la situații diverse în viețile oamenilor lui Dumnezeu, când au fost expuși acestei situații și s-a încercat forțarea ca să se vândă pe un lucru sau altul. Ei nu s-au vândut. Nu, ei știau prețul sufletului lor, care este sângele vărsat pe cruce pentru noi, ei știau prețul sufletului lor în ochii lui Dumnezeu și nu s-au vândut pe gogoșile și nimicurile acestei vieți. Acest rege de 42 de ani a umblat în căile casei lui Ahab, care s-a vândut să facă ce e rău, din următoarele motive. Partea a doua, versetului 3 din capitolul 22, 2 cronici. Mama sa îi dedea sfaturi nelegiuite. O, păi, dacă este mama, bă, tot respectul pentru mama, dar niciun fel de respect pentru sfatul nelegiuit pe care îl dă mama. Scriptura nu spune că i-a băgat pe gât sfaturi nelegiuite, sau că i-ar fi pus sabia la gât, și dacă s-ar fi întâmplat așa, nu era o problemă. Cu sfaturile nelegiuite, ci le-a dat. Problema nu este că această mamă nelegiuită a dat sfaturi nelegiuite, problema este că acest tânăr rege le-a primit, le-a luat. Aici este. De obicei, vorbim în termeni vitriolici, uneori, despre cel care dă, care oferă răul, dar pierdem din vedere faptul că este cineva acolo care a luat răul acesta. Vorbim de, atât de aspru și de tare de, și bine, facem despre vânzătorul de rele, dar uităm să vorbim despre cumpărător. Noi nu suntem, poate, în postura vânzătorului de rău. cauți să nu vând vorbe care nu au semnătura adevărului asupra lor și nu, nu, nu cunosc originea, nu, nu umblu cu mărfuri de acestea, dar nu cumva cumpăr mărfuri de acestea. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că mama lui îi dedea sfaturi nelegiuite și el le-a primit. Dar faptul că spune sfaturi nelegiuite ne arată nouă că în momentul în care au fost date aceste sfaturi, conștiința lui i-a spus, astea sunt sfaturi nelegiuite, acesta este un rău, nu, nu, merge pe drumul acesta. A știut, nu scrie mama lui îi dedea sfaturi și după ce le-a îndeplinit și-a dat seama că au fost nelegiuite. Nu, din start. Mama lui îi dădea sfaturi nelegiuite și el lua aceste sfaturi nelegiuite. Scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, versetul 4. Vă rog să urmărim cu mare atenție cum a ajuns omul ăsta să fie târât în acest fel. Nimeni nu ajunge să fie târât dacă nu face un compromis cu răul înainte să fie târât. În momentul în care accepți o favoare, de orice natură ar fi ea, dar despre care știi că este nedreaptă și știi că are o origine ocultă, așa ceva, cum era pe vremuri sau și astăzi, zic, cumperi niște, sunt hoți de scule din magazin și vin la colțul străzii și îți vând o mașină care costă sute de dolari, îți vând cu 2-3 lei pentru că este furată de acolo și tu devii partaș cu hoțul, dacă vezi un hoț te unești cu el, prin faptul că tu ai cumpărat ceva care știi că este furat. Știi lucrul acesta, nu? Nu trebuie să-ți explice nimeni. Regel ăsta știa că aceste sfaturi sunt nelegiuite din start și s-a făcut părtaș aceste lucruri prin a le primi. Deci nu se întâmplă, nu ajungi să fii târât într-o anumită situație înainte de a consimți la acest lucru. Nimeni nu poate fi târât împotriva consimțământului său. Și consimțământ ce înseamnă? Consimțământ înseamnă că înainte de a fi fost râd, a fost într-o situație sau suntem într-o situație sau la o intersecție unde avem posibilitatea să alegem un alt traseu, dar îl alegem pe ăsta. Și în ziua socoterilor, chiar în viața aceasta, fie, vorba că, fie că este vorba de sănătatea distrusă, imediat ne zboară gândul, Discutam cu cineva și uh, oasele uh, complet distruse, chinuri cumplite 24 de ore și îl compătimeam și dânsul a clătinat din cap și a spus zice, Asta este motocicleta mea de la 24 de ani." Zice, Îmi intra gerul prin genunchi, simțeam cum trece. Ce pot să fac? Uh, am văzut oameni care au murit de tineri cu ficatul distrus de alcool și am avut un prieten iubit care era tinerel și a primit credința. El, el nu cunoscuse credința până atunci a primit credința, dar la scurt timp a murit de tânăr pentru că flora de pe stomac fusese distrusă de otrava romului sau demonicile acestea băuturi care au fost oferite acestor oameni. Iubiții mei, nu există rabat de la această lege a vieții și în momentul în care suntem înclinați să o luăm pe un drum care ne va duce într-o situație unde vom fi târâți împotriva voinței noastre, te vei duce unde nici nu ai fi dorit nici viu, nici morți ajungi. Există acest moment al deciziei. Foarte, foarte frumos a scris Victor Frankl, înainte de a lua hotărârea într-o direcție sau alta, există acest Uh, 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 pământ sfânt, am zice noi, locul pe care stai este sfânt, acest pământ sfânt, înainte de a lua, exist, există această clipă a deciziei, nu oh, trebuie congresul uh, al 11-lea pentru treaba aceasta, o fracțiune de secundă și alegem într-o direcție sau alta un drum pe care mai târziu fie că îl plângem, fie că îl zâmbim, ne bucurăm pentru el. Versetul 4 spune: Omul acesta a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, de altfel, căci după moartea tatălui său, casa lui Ahab, acest om care s-a vândut, vă rog să subliniați bine expresia aceasta, 2 Cronici 22:4, după moartea tatălui lui Ahab, deci a tatălui său, ei, oamenii aceștia ai casei lui, îi erau sfednici, adică îi deau sfaturi spre pieirea lui, spre pierzarea lui. Așa scrie în versetul 4. Deci, sfătuitorii noștri sunt fie spre salvarea noastră, Naaman este fericit că a ascultat sfatul prietenilor lui, este tânăr, e frumos, e îmbrăcat în haine de general, e sănătos, e, e, e carnea pe el ca și când n-ar fi văzut niciodată bolnav, a, a primit sfat de la astfel de prieteni iar în cazul lui, prietenii aceștia și sfătuitorii aceștia erau acolo spre pierzarea lui. Este cazul să te întrebi și tu. Lungile convorbiri sau informațiile pe care le primești sunt spre salvarea sau spre pierzarea ta? Faci un lucru bun când transporți așa ceva în familie la tine? Duci acasă astfel de lucruri? E spre binecuvântarea familiei tale sau spre pierzarea familiei tale? Omul acesta nu se oprește. Și, iubiți mei, din nou vă rog să ne uităm cu atenție. Omul acesta nu este pierdut în ignoranță. El știe că acest fednici sunt acolo spre pierzarea lui. El știe acest lucru. Poate să, să spună cineva că Irod nu știe ce face când poruncește tăierea capului lui ambotezătorul? Ba da! El știe ce face, dar de ochii lor, pentru că ei sunt acolo și în sufletul lui aceasta era reputația lui, în ochii altor era valoarea lui supremă. El știe ce face și omul acesta știe că acest fednici sunt spre pierzarea lor. Dacă acest lucru constatăm în viața Noastră, cu cât mai repede ne luăm tălmăși, tălpășița dintr-un astfel de cerc de oameni sau de mediu ca acesta, cu atât mai bine de grabă. Zice-se că fuga ar fi rușinoasă, dar nu se sfârșește aici. E foarte sănătoasă. Fugi de așa ce v-ai spunea Pavel lui Timotei. Nu sta în prezența unor astfel de oameni. Depărtează-te de oamenii aceștia care aduc tot felul de dezbinări, de oameni care vorbesc lucruri neverificate, de oameni care plănuiesc răul, cum să facă răul și răul cel mai rău plănuit, în numele lui Dumnezeu sau sub, la adăpostul frumosului nume de creștin, la adăpostul faimei tale ai făcut uh, păcatele acestea. Oamenii ăștia îi dădeau sfaturi nelegiuite și erau sfătuitori spre pierzarea lui. Răul a constat în a deveni târât, pentru că în versetul acesta găsim tocmai expresia aceasta care a dus la târâre, la târât în direcția aceasta, sfaturile pe care i-au dat oamenii aceștia. În capitolul în numerii la capitolul 31, versetul 16, găsim aceeași expresie. Balaam a târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului. Uh, dar uh, uh, riscăm din nou, ou, oh, balam, uh, răutatea asta de om și vândut și așa și pe dincolo. Bine, bine, dar cumpărătorii, cum de a găsi clienți omul acesta? El a oferit fete moabite, desfrâuri, nenorociri de felul acesta, emisiuni, imagini, programe, chestii care se poate viziona pe întuneric sau undeva. Au fost oferite. Cum de a găsit clienți? Cum de clienții au fost unii care se închinau lui Dumnezeu? Dacă ar fi fost cei din vale, ei pe aceștia îi înțeleg, ei nu au o altă speranță. Aici e viața, aici e moarte, aici era raiul Bun, cu o gândire ca aceasta e de înțeles. Dar tu, care ești omul lui Dumnezeu, tu care vorbești de lucruri sfinte, tu care înveți pe altul, tu care, spune Pavel lui Roman, cum de a găsit Balam clienți atârât, n-ar fi putut să târască niciodată pe copiii lui Israel în păcătuirea aceasta dacă ei n-ar fi consimțit la așa ceva. Oferta aceea venea și pleca așa cum a venit, așa cum ar trebui să se întâmple în viața și ființa noastră, de fiecare dată când simțim că suntem invitați pe un curs sau pe un traseu care este în dezarmonie cu planul lui Dumnezeu cu noi. Nu, no, nu se poate așa ceva. Uh, discutam cu câteva minute înainte cu, cu, cu Vadim aici despre un copil care a avut doi ani și a fost invitat de o vecină. Uh, uite ea și mănâncă asta sau cealaltă și copilul acesta a răspuns clar și lucid. Nu, nu eu nu fac așa ceva. Vecinii au întrebat, dumneavoastră ați învățat copilul ăsta? Nu, niciodată n-am vorbit așa ceva noi cu copilul acesta. Numai că ea a, lucrat potrivit conștiinței ei și a spus, nu, Omul acesta a tărit pe copiii lui Israel pentru că ei au consimțit și cartea Apocalipsei spune cum s-a întâmplat așa ceva. Balam nu putea să vină singur în fața lui Israel că nu avea această autoritate, nu avea cum. Nu putea să vină nici în fața moabiților, de asemenea el era, nu se știa, ori e vrăjitor, ori e proroc, era și una și alta, le amestecase pe amândouă pentru că mergea pe două cărări, încerca să slujească la doi stăpâni și producea o dublă trădare, trăda și pe unul și pe altul. Iubiții mei, în cartea Apocalipsiei 2 cu 14, cuvântul lui Dumnezeu spune că acest profet ghicitor, vrăjitor, a vorbit cu altul care avea autoritate uite, eu nu pot asta, dar tu ai autoritate, spune Biblia, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac, pe regele acesta care avea autoritate, să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel. Ca să mănânce din lucruri jefite idolor și să o dea la curvie. Acesta a fost procedeul. Putea să fie ca infernul de inteligent, dacă nu găsea cumpărători. Dacă nu găsea deschidere, bunăvoință, cooperare în rău, în nenorocirea aceasta, nu s-ar fi întâmplat niciodată nimic. Nimeni nu poate fi târât împotriva consimțământului său. Iar cine este târât, este târât pentru că a consimțit anterior unui curs care duce aici, în final. Vă rog să urmărim acest lucru și aș dori să înțelegem că nu sunt sub incidența acestui neplăcut verb a târâ doar cei din domeniul imoralității, ci o imoralitate mult mai adâncă și mai, mai, mai perfidă pândește pe orice om și care uneori se ascunde sub înfățișarea unui om onorabil. Mergem mai departe în Cuvântul lui Dumnezeu și întrebăm, bine, dar ce să fac să nu ajung, să, să fiu târât într-o situație în care n-aș vrea să ajung până la urmă am ajuns acolo? Ce să fac? E prea târziu momentul când cineva este legat și târât. Este prea târziu atunci. A fost un moment în care se poate, se poate lua această hotărâre pe, pentru un drum care nu ajunge niciodată acolo. Și pentru aceasta, în versetul 19, Deuteronom, capitolul 4, versetul 19, iată ce sfătuiește Cuvântul lui Dumnezeu. Ce, ce, să fac? Cum să fac să nu ajung în situația să fiu târât împotriva voinței și mele, împotriva vieții mele, distrugerea tuturor valorilor reale, autentice ale vieții, absolut totul? Cum ce să fac să nu ajung aici în situația aceasta? Și iată ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu prin cel mai blând om care a trăit pe pământ, prin omul cu care a vorbit Dumnezeu gură către gură, ca un om cu prietenul lui. Primoise, Deuteronom 4,19 veghează asupra sufletului tău. Acolo începe totul. Veghează asupra gândurilor tale, asupra emoțiilor tale, asupra simțămintelor tale. Cum ai reacționa când ai văzut lucrul acesta? Dar cum ai reacționat când ți s-a întâmplat așa ceva? Ce fel de gânduri ți-au venit în minte și în inimă? Dacă ai observat că un astfel de gând rău a pus stăpânire pe sufletul tău, notează, ești un om capabil să dai curs unui astfel de gând. Acest gând se naște, s-a născut acolo. Iacov a spus, sufletul meu nu intră la sfatul acesta, adică nu are nicio tangență cu acest fel de viață. Nu reacționează gândind că găsind de bine ceea ce a făcut ei. Nu are niciun fel de legătură. Sufletul meu nu intră la sfatul acesta. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre o imagine sau spre una sau spre alta, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Nu când ești târât să te închini înaintea lor s-a produs căderea. Căderea s-a produs în momentul când refuz să veghez asupra sufletului meu. Când gânduri negre, gânduri murdare, gânduri rele uh, intră și ies din, în minte ca într-o cetate fără ziduri, ca, ca într-o casă fără uși, fără ferestre, se poate intra pe oriunde, oricum, în momentul acela s-a produs căderea târât la închinarea în fața răului este doar partea vizibilă a unei stări nevăzute care s-a petrecut înainte. Am consimțit undeva în sufletul meu. De aceea a spus uh, Moise, primul pas, nu aștepta până vine ziua să fi târât într-o direcție nedorită, să fi târât înaintea publicului sau uh, într-un într loc sau un... Nu aștepta până ajunge acolo. Veghează asupra sufletului tău ca să nu se întâmple lucrul acesta, pentru că spune în Iov, capitolul 18, dacă nu veghezi asupra sufletului tău, vei fi târât spre împăratul spaimelor, a rușinilor. A, așa, acest lucru se va întâmpla. Rușinea nu se va șterge și spaima. Însă este absolut imposibil să, să mai treacă vreodată de la oameni cel puțin. La Dumnezeu este e cu totul altfel și o să învățăm lucrul acesta. Dar se ajunge într-o situație în care lucrurile sunt distruse iremediabil, cu oamenii vreau să spun. Învață lucrul acesta până ajunge acolo. Împacăte sau rezolvă situația cu părâșul tău, cu cel care atacă sufletul tău cu acea parte slabă a caracterului tău, repară, rezolvă această treabă până nu ajungi la judecată. Că dacă ajungi să fii judecat de slăbiciunea și căderea ta, păcatul nu are niciun fel de milă. Este absurd să începi să ceri milă de la păcat. Vă rog, aveți înțelegere asupra situației. Nu, acest lucru s-a întâmplat înainte când asemenea unui domn, așa cum scrie Sfânta Scriptură, vor domni în viață prin Hristos Iisus împreună împreună cu Iosif și cu toți oamenii lui Dumnezeu, sufletul nostru nu intră la un astfel de sfat. E momentul acela. Este prea târziu când Samson este legat și este târât în arenă să danseze și este în întuneric total, este, or, este prea târziu să poată cineva să evite această situație din potrivă. Dar a fost un timp acela în care pledau părinții lui și spuneau nu merge pe drumul acesta. Sunt alte drumuri de o frumusețe rară și de o binecuvântare. Nu, 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 nu lasă să fie urmate de niciun fel de rău. Nu merge pe drumul acesta. Nu mie îmi place ăsta, a spus el. Da, dar ce-ți place? Știi ce-ți place? Păi îmi place fata. Păi da, vine la pachet fata aceasta cu toate lucrurile. care Vine la pachet. Și în pachetul ăla sunt lanțurile, sunt ochii orbi, sunt jocurile acestora. Știi ce este în pachetul acela? Îmi place, îmi place. Ce-ți place? Nici nu știi ce-ți place. Și, și nu știi, spune acolo, dacă ai ști, dar uh, încrederea în Dumnezeu mă poate păzi. Nu e nevoie să studiez moneda falsă, nu, nu am nevoie să studiez păcatul în formele lui, ce fac unii, ce fac alții. Uh, am văzut doi uh, pastori care au căzut în același fel și au spus viețile lor, studiind păcatul oamenilor din biserică să vadă ei, să înțeleagă ei păcatul. De ce e nevoie de așa? De ce e nevoie să înțeleagă cineva cancerul? Nu e, nu e nevoie de așa ceva. Acolo trebuie tratat. Nu trebuie uh, niciun fel de dialog. Uh, nu există nimic de dialogat. După cum nu există niciun fel de dialog cu diavolul, pentru că ori de câte ori va deschide gura, spune Mântuitorul nostru, nu intra în discuție, ori de câte ori deschide gura este o minciună. Acesta este cuvântul care ne este spus nouă aici. Acum, în 2 Cronici 22 cu 5, regele Ahazia, care uh, primește sfaturile nelegiuite ale mamei lui și care rămâne în sfatul prietenilor și consilierilor lui care îl duceau la pierzare, omul acesta ajunge să, seme să secere ceea ce a semănat, lucruri de care vrea să te ferească Dumnezeu pe tine și pe mine. Astăzi, în ziua asta frumoasă, în care nu se întâmplă nimic rău, astăzi uh, se poate lua această hotărâre care va evita nenorocirea și rușinea cumplită. Acest lucru îi spunea Abigail lui David, evită situația asta, ocolește-o, ocolește-o. Dar să-l învăț mintea pe ăsta, nu, dacă îl înveți, mintea a intrat în dialog cu un nebun nu contează dacă te lupți cu un porc, citeam, singurul rezultat este că miroși a porc. Porcul nu o să miroase a om, dar tu miroși a porc. Asta este situația. Acum, în versetul 5, Biblia spune: Târât de sfatul lor, al acestor sfednici care îl duceau la pierzare, târât de sfatul lor. Omul acesta și-a pierdut și-a vândut libertatea dată de Dumnezeu. În momentul în care a făcut din sfaturile oamenilor un înlocuitor al sfatului lui Dumnezeu, ascultă sfatul meu, placă-ți sfatul meu, a spus Daniel. Să-ți placă sfatul, că găsește plăcere în căile lui Dumnezeu. În momentul în care el a făcut din sfatul oamenilor acestora un înlocuitor pentru sfatul lui Dumnezeu, a urmat pierzarea lui a urmat târârea lui într-o situație de neimaginat. Niciodată n-ar fi făcut lucrul acesta, a dus țara în război, măcelărie, a curs sânge până la cai și tot ce s-a întâmplat acolo, din cauza că a fost târât. N-ar fi făcut lucrul acesta niciodată dacă era liber să aleagă, dar nu mai era liber. Libertatea fusese vândută în momentul în care a înlocuit cuvântul lui Dumnezeu sau sfatul lui Dumnezeu cu sfatul pe care îl dădeau acești pierzători. Iubiții mei, târât de sfatul lor, s-a dus și a făcut un război în care a implicat toată țara cu așa nenorociri mari, sfaturi nelegiuite ale mamei, sfătuitor spre pierzare, ajunge în final să fie târât acolo unde nu s-ar fi dus de altfel. Dar nu numai omul acesta, și nu numai mama cu sfaturi nelegiuite sau tata sau familia sau... Frați, prieteni, nu numai sfătuitorii acestea spre pierzare constituie un pericol pentru noi, asupra căruia trebuie să avem ochii deschiși de Dumnezeu, nu de diavol. Dumnezeu ne va deschide ochii și vom vedea și vom înțelege natura lucrurilor. Uh, urechile, ochii duhovnicești, spune Biblia, auz duhovnicesc, simți duhovnicesc, ne sunt date aceste daruri ale lui Dumnezeu care imediat aprinde alarma în sufletul nostru și știm ce facem. Nu, nu, sunt, nu e nimeni forțat să primească sfatul lui Dumnezeu. Nici atât nu poate fi forțat să găsească plăcere în căile lui Dumnezeu. Dar știind ce binecuvântare este în ascultarea de Dumnezeu și ce amărăciune este respingerea sfatului lui Dumnezeu, aceasta ar fi destul pentru o rațiune sănătoasă să aleagă binele. Aici suntem noi chemați acum. Și. Totuși, cum spuneam, toate cele mai grave primești nu vin din afară de la sfaturile familiei sau de la sfaturile prietenilor pierzători. Cele mai grave primești vin din lăuntru. Sfânta Scriptură vorbește despre cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, Solomon, declarat de Scripturi în acest fel. Dar acest om cel mai înțelept nu este scutit de ispitele care confruntă omul de rând. Nu trebuie să fii cel mai înțelept om din lume ca să fii confruntat cu acest fel de ispite. Nu. Și nici nu trebuie să ai înțelepciunea lui Solomon ca să spui nu. Da sau nu poate să spună chiar un copil. Nu, lucrul ăsta nu se întâmplă. Și chiar acum de câteva zile am stat cu nepoata, am încercat să-i dau să mănânce și m-a corectat la fiecare uh, gest și cuvânt și orice încercam să fac. Îmi spunea aceeași expresie. Uh, My mommy doesn't do this, mama mea nu face lucrul ăsta, mama mea îmi dă așa, mama mea pune cu tare lucrul așa. Uh, pur și simplu, uh, la fiecare cuvânt îmi spunea acest lucru și mi-a mi uh, mișcat sufletul în adânc și îi spun, Domnului, în auzul tuturor, ajută-mă, Doamne, să țin și eu seamă de Tine, cum ținea copilul ăsta, seamă de unde, în ce mână îi punea mama sa lingura și în ce, ce fel de mâncare de dea, cum e așeza asta. Ajută-mă să țin și eu seamă de Tine, cum ținea copilul ăsta de mama lui? Avem acest cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ. Scriptura spune în Neemia, capitolul 30, 13, versetul 26, totuși, totuși, femeile străine l-au târât și pe el în păcat. Femeile l-au târât în păcat? Pe păi atunci, a săracul, dacă care e care vina lui dacă l-au târât... Iubiți mei, Scriptura nu ne lasă în întunere cu privire la acest lucru. Nu te poate târâ nimeni din afară, spune Iacov, dacă nu ai atracție din lăuntru, dacă nu există această tainică legătură și comuniune. Solomon a fost târât de femeile acestea străine și idolatre, ci în 1 Regi 11 cu 2, Biblia spune, de aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. Târât de propria lui fire, târât de slăbiciunea lui, pe care a cultivat-o până când l-a luat în stăpânire, și a fost târât să facă lucruri de neimaginat pentru idolii și zei aceștia în fața cărora se aduceau jerfe umane. Când am fost cu prietenii din biserică în zona Azteca, aici în Mexic, unde am, am construit aceste uh, binecuvântate clădiri și biserici, uh, am văzut mai mult din istoria acestor oameni de neimaginat. De neimaginat. Uh, filmul apocaliptic arată câteva lucruri așa. Uh, uh, directorul filmului spune, mi-a fost frică să spun, realitatea pe care am văzut-o, zile am ținut lucrul ăsta, că zic, nu, 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 nu poate nimeni să creadă că așa ceva s-a întâmplat între oameni. Și acest lucru l-a făcut Solomon târât de propria lui inimă. Acest lucru s-a întâmplat. Acum, iubiții mei, vreau să ne oprim în locul acesta de la acest cuvânt ingrat, și cu rugăciunea ca să nu se întâmple niciodată în viața copiilor noștri, să nu vedem niciodată un copil al nostru târât în așa ceva sau împotriva voie lui sau într-o situație de felul ăsta, să lucreze Dumnezeu. Dar textul pe care îl spune Ioan în epistola lui nu se oprește aici. Vă scriu să nu păcătuiți și punct. Nu se oprește, aici. pune virgulă și spune, dar dacă cineva a căzut, dacă cineva este târât spre împăratul spaimelor, rușinilor, nenorocirilor, dacă cineva este târât în momentul acesta de propriile lui alegeri, de propriile lui umblări, mă uitam la mărturisirile acestea publice în care au fost interogați oameni, mă uitam la imagini, oameni mari, capete încoronate, prezenți într-un mediu cumplit de, 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 de crimă și imoralitate, de neimaginat, erau prezenți acolo vă scriu să nu se întâmple așa ceva, dar dacă s-a întâmplat, tocmai aici este diferența pe care o face Dumnezeu în viața noastră și aici este deosebirea și lucru care îl deosebește pe Dumnezeu de orice fel de altă închipuire religioasă a ființilor romane în trecerea istoriei. Un pastor de tineret spune această poveste care nu vine din cuvântul lui Dumnezeu din poate din răutatea sufletului lui. Adică a făcut acest experiment într-o întâlnire de tineret, a luat și a apelat la ei să trăiască o viață morală, curată și așa mai departe, în la virtute, fără să i lege de acela care poate să dea putere unei astfel de vieți. Dar după ce le-a spus că să nu fie morală una alta, a luat un trandafir și l-a dat celor de lângă el, acolo au fost sute de tineri, mii adunați, și a spus să de fie dat din mână mână. Când a ajuns înapoi la el, către sfârșitul predicii, era varză, era, era ca o cârpă făcut praf, era târât în toată, din mână mână, nu mai era mai să nimic. Și atunci dânsul a ridicat acel trandafir terfelit groaznic din atâtea mâini și a spus, cui mai trebuie așa ceva? Și parcă am auzit în sufletul meu cuvântul lui Iisus. Mie îmi trebuie așa ceva. De ce el era un prieten al vameșilor și al păcătoșilor? Pentru că oamenii aceștia nu trebuiau nimănui. Dar cei cărora nu le trebuiau acești oameni, n-au fost liniștiți, au privit rău lucrul acesta. Fiul omului nu a venit să caute starurile lumii acestea. El a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut, ceea ce este târât împotriva voinței, împotriva alegerii, nedorit, pur și simplu, pe un curs al vieții nedorit. El a venit să scape și să mântuiască pe cel care era pierdut, tot ce era pierdut. Gabriela mi amintește mereu de câte ori ne întâlnim, mi-amintește că am prezentat o predică în urmă cu aproape un sfert de veac, în care am explicat pilda olarului sau experiența cu olarul din cartea profetului Eremia și în capitolul 18. Și acolo am arătat că ceea ce scrie vasul pe care îl făcea olarul n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Se întâmplă. Atunci el a făcut un vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Și aceasta fiind experiența noastră, vasul n-a izbutit, este o grămadă de pământ urâtă, mocilă, noroi, este acolo, nu e nimic uh, acolo. Uh, Dumnezeu nu aruncă așa ceva, cum, cui trebuie trandafirul ăsta? Mie -mi trebuie, spune Olaru. Și scrie în partea a doua a versetului că el a făcut un alt vas din același, aceeași persoană, uh, apostolul Pavel a fost un fel de vas înainte și uh, a eșuat. Și atunci Dumnezeu a făcut din vasul ăsta eșuat un vas ales, așa spune, îi spunea uh, Duhului Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ucenicul Anania. Omul ăsta este un vas ales. Nu e, Doamne, e un vas eșuat ăsta este. Păi știi ce, ce mizerii, ce nenorociri, ce crime plin de sânge la atâtor oameni. Știi ce perversă ființă este omul ăsta? Îi obliga pe oameni să vorbească niște cuvinte de un fel sau altul, după aceea e condamnat la moarte când a fost omorât Ștefan, uite acest om era un tinerel și a dat votul împotriva lui și gata, a ridicat mâna sus, dați omorâți-l. Omul ăsta este un, e un, un vas murdar, distrus. Da, spune Domne, este un vas ales. De ce? Pentru că Olarul, așa cum scrie aici, a făcut un alt vas din el. Din cine era, să numește Naștere din Nou. Aceasta nu se întâmplă prin voința cuiva, ci prin puterea lui Dumnezeu. Nicodem chiar vrea să înțeleagă procesul și Isus i-a spus: Nu e de înțeles, e de trăit așa ceva, dar dai lui Dumnezeu o șansă și vezi ce face el din vasul ăsta distrus al vieții tale. El a făcut un vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Și în versetul 6. Domnul trimite această Evanghelie către Israelul eșuat și către omul care este căzut în nenorocire, care este târât spre împăratul spaimelor în vremea aceasta. Trimite această Evanghelie frumoasă. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta casă casa lui Israel. Adică, de ce trebuie să primești acest. Uh, această negură a sufletului pe care diavolul o punea asupra lui Iosua cu haine murdare și continua să-i distrugă sufletul cu mizeria hainelor lui în timp ce acolo era Mântuitorul nostru care a spus dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și dați-le celui care autorului, dați-le celui care căruia îi trebuie, îmbrăcați-l cu o haină care e legată de acest autor, haină albă, scrie în Cartea Apocalipsei, au fost îmbrăcați cu o haină albă, care este neprihănirea Mântuitorului nostru, e viața lui trăită înaintea lui Dumnezeu. Dă-i omului acestuia cu haina cea mai murdară, se dea haine murdare și era acolo. Și aici scrie uh, Evanghelia aceasta, eu pot să fac acest lucru pentru tine. E adevărat să nu se ajungă aici, dar dacă s-a ajuns, avem la Tatăl pe cineva. Eu pot să fac acest lucru cu voi, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Acesta este versetul 6. Izbăvește pe cel târât la moarte îndeamnă cartea proverbelor. Nu este un caz fără speranță, dar este târât, este inevitabil, e sfârșitul tuturor lucrurilor. E adevărat pentru oameni sau pentru unele lucruri pe pământ, dar nu pentru puterea lui Dumnezeu. Izbăvește pe cel târât la moarte și scapă pe cel ce este gata să fie junghiat. Nu zice, ah, n-am știut, uh, nu spune nici despre tine, n-am știut că Dumnezeu mai poate face ceva dintr-o viață ca a mea și nu spune nici despre aproapele tău așa ceva. Tot ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău, este în acest dialog cu tine. Și îl rog, această e rugăciunea noastră, FSN 36, îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru cum am învățat, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Eu le dau viața veșnică, a spus Domnul nostru Isus Hristos și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Aceasta este bucuria sufletului nostru. Pentru acest lucru ne închinăm înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru și nu ne ajunge veșnicia să putem să-ți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea Ta. Doamne, ridică Tu pe cel căzut, spune-i Tu celui târât că poate să scape de la moarte, poate fi scăpat. Ajută-l pe cel care este târât spre împăratul spaimelor să îndrepte privirile spre Tine, Doamne. Izbăvește Tu vasul acesta al orarului care a ieșuat și este căzut și fă un vas așa cum voiești Tu, Doamne, un vas ales. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.